În dimineața aceasta suntem la o sărbătoare, așa cum subliniam, și dați-mi voie să vă spun, una din cele mai mari sărbători ale creștinismului, Cina Domnului. Cei ce obișnuiți să participați la Cina Domnului știți că în ultima vreme am avut un ciclu de predici, zic eu, pe care l-am sistematizat privitor la Cina Domnului. Și am vorbit într-una din predici despre condițiile vieții spirituale, sublinind că odată cu nașterea din nou, botez cu Duhul Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt e deosebit de importantă și cina Domnului. Apoi am avut o a doua prezentare la cina Domnului sub denumirea de masa Domnului sau actul euharistic. Și sublineam atunci că, într-adevăr, cina Domnului este o taină. Dacă Biserica Ortodoxă are 7 taine, bisericile neoprotestante păstrează doar 2. Și, în mod deosebit, cina Domnului și actul botezului. Vorbeam despre cina Domnului la o altă predică și am vorbit despre modul cum trebuie să ne prezentăm la cina Domnului și care este pregătirea noastră la cina Domnului. Parcă ultima dată, cred că în urmă cu 2 luni sau cu 3 când am predicat aici, am vorbit despre cele 3 dimensiuni ale mesei sfinte sau a cinei Domnului și am vorbit despre o masă necesară, o masă festivă și o masă comemorativă. Viața noastră este legată de cina Domnului, cine mănâncă trupul Domnului și bea sângele Domnului are viață. Apoi cina Domnului era o masă festivă. Și Domnul, înainte de moartea și patimile sale, a oficiat acest act într-un cadru deosebit cu ucenicii. Și tot la cina Domnului ne aducem amintea, este un act comemorativ în care ne aducem aminte de tot ceea ce a făcut Domnul, dar în același timp, cu încredere deplină, știm că cel ce mănâncă cu Domnul aici, va trăi cu Domnul și în veșnicie și va prânzi cu El în Împărăția Sfântă. Poate că textul de astăzi este un text puțin mai dur, dar aș vrea să subliniez ceea ce spuneam și altă dată, că foarte mulți vin la cina Domnului sau la masa Domnului în mod greșit. Spre deosebire de mulți predicatori care accentuează și spun haideți la cină, avem cina Domnului, și eu spun haideți la cină, avem cina Domnului, e o condiție a vieții. Dar vreau să subliniez faptul că la cina Domnului nu se poate veni oricum. Sunt multe greșeli pe care unii le fac fie din neștiință, fie că le ignoră. La cina Domnului se pot face greșeli și eu n-aș vrea ca nici unul din noi să cădem sub incidența acestui fapt. Cina Domnului este o lucrare deosebită, o lucrare tainică, o lucrare de valoare mare, o lucrare în care în mod deosebit ne identificăm cu sărbătoarea a cărui Domn și Stăpân este Domnul Iisus Hristos. E sărbătoarea când ne uităm în capul mesei și îl vedem pe Iisus Hristos și înțelegem cât de important este momentul acesta că noi suntem invitați la masa Domnului Iisus. Și o greșeală fenomenală să vii la cina Domnului, să te prezinți la cina Domnului cu alte scopuri, nu cu scopul de a onora așa cum trebuie invitația Domnului și de a înțelege că de fapt este condiția vieții actul acesta. În versetul 18 vreau să vă spun că Apostolul Pavel în 1 Corinteni zice în capitolul 11 că între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Dar ceea ce mă șochează, Pavel subliniază, atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Vreau să parafrazez și să spun că atunci când sunt dezbinări, putem noi să venim la cina Domnului? Atunci când am dezbinare între mine și soția mea, între mine și soțul meu, în familia mea, pot eu veni la cina Domnului? Și cu toate acestea, unii se prezintă la cina Domnului pentru a motiva apartenența la o biserică, pentru a salva o aparență, pentru a ieși în evidență și a poza într-un bun creștin. Și s-ar putea întâmpla să fie cineva aici. E o greșeală, la masa Domnului nu vii oricum.
Nu vii la masa Domnului numai de a-ți motiva statutul de membru a Bisericii Betania. Când vii la masa Domnului, vii cu cercetare. Elimini dezbinarea. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui dacă nu deosebește trupul Domnului. Aici suntem la masa Domnului și nu putem veni oricum. Aici suntem la masa Domnului și venim cu o curăție deplină și totală. Cu ani în urmă, pentru că știți, eu călătoresc foarte mult și afară, eram găzduit la un arădian de-a nostru. Și un frate a insistat așa de mult să mergem a doua zi la el la masă. Și ne-am dus a doua zi la el la masă. Ne-am dus la masă, dar la masă, unde ne-am așezat la masă, fratele care m-a dus și care are de ani de-a nostru, nu prea a gustat. L-am văzut doar că și-a pus niște suc într-un pahar și nu prea a mâncat. Și cu toate că eu știu că este un gurman și un mare mâncău. Și am zis pe drum, măi, nu prea ai mâncat, ce se întâmplă cu tine, că nici acasă nu mâncasem. Și am spus, frate, dacă aș fi mâncat, aș fi avut numai cuie și pioneze în gât. Eu pe omul ăsta l-am vorbit ieri de rău cu cineva și am spus vrute și nevrute despre el. Cum ai vrut să mănânc astăzi cu el la masă? Avea acea sensibilitate și acel judecător numit conștiință în viața lui, care înfrământa așa de tare că n-a putut să mănânce la masă lui. Și stau și mă gândesc astăzi, cât iau în deșert numele Domnului, cât îl desconsideră pe Dumnezeu, cât îl lasă pe Dumnezeu în ultimul plan. Și cu toate acestea vin la cina Domnului. Ei vin la cina Domnului pentru că vor să-și prezinte, așa cum spuneam, calitatea membrană, cea de creștin. Și vin la cina Domnului. Alții poate fac o altă greșeală. Vin la cina Domnului numai ca să se poată spune că ei n-au lipsit niciodată de la cina Domnului. Era simpatic, o soră a plecat la Domnul de la noi, din biserică, și aproape totdeauna îmi spunea la sfârșit de an, sora Mag, că toți ați cunoscut-o. Venea sora Ileana la mine și spunea, slavă Domnului, anul ăsta n-am lipsit niciodată de la cina Domnului. Acum, pe sora Mag, eu cred că din sinceritate și cu dragoste mi-a spus lucrul acesta. Dar unii poate că în spiritul și aroganța lor spirituală vor să participe la cina Domnului, să se vadă că ei sunt cei din tâi în fapte bune. Și o greșeală. Dacă vii la cina Domnului numai pentru a-ți motiva statutul de membru, numai pentru a ieși în evidență și a fi apreciat de alții că ai participat la cina Domnului, e o greșeală teribilă. În a treilea rând, uneori actul cinei Domnului poate constitui și un prilej de mândrie. Noi nu venim la cina Domnului ca să ne mândrim. Nu venim la cina Domnului ca să arătăm cât de identificați suntem noi cu Domnul Iisus Hristos. Cina Domnului este un pas mare înspre apropierea de veșnicie și de Dumnezeu. Cina Domnului este o realitate a apartenenței noastre la trupul Domnului Iisus Hristos. Dar cine se poate ridica astăzi să spună, pastore, eu am făcut eforturi și am reușit. Pot să mă identific cu Iisus Hristos. Noi prin har am fost mântuiți, prin credință, zice Pavel, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și dacă venim la cina Domnului, nu venim ca să ne lăudăm, nu venim că merităm. E harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Și în fiecare zi, noi primim din plinătatea Lui și har după har. Venim la cina Domnului și nu venim pentru a ni se acoperi unele păcate. Actul cinei Domnului nu anihilează păcatele noastre. Știi ce anihilează păcatul? Sinceritatea care am înaintea lui Dumnezeu și sângele lui Iisus Hristos care mă curățește. Nu cina Domnului. Înainte de cina Domnului obișnuiesc eu să spun fraților să facem o rugăciune pentru sfințire, pentru curățire și să completeze Dumnezeu ceea ce lipsește pregătirii noastre ca astăzi să putem sta cu Domnul la masă. Cina Domnului nu anihilează păcatul. Cina Domnului îți stimulează viața spirituală, dar când vii aici, tu trebuie să fii curățit, sfințit și sângele lui Iisus Hristos trebuie să facă spălarea. Dacă până acum au fost idei,
că putem veni la cina Domnului pentru a ne motiva statutul, pentru a ne putea lăuda, pentru a ieși în evidență, pentru a ni se curăți și spăla haina noastră sufletească prin actul cinei Domnului, e o greșeală. Unul dintre frații de la ora de rugăciune, unul dintre frații diaconi sublinia și zicea că suntem la cina Domnului, că postim, că ne rugăm, dar e foarte important ce facem după ce plecăm de la cina Domnului. Atunci se vede care e starea noastră spirituală. Ne-am pregătit 2-3 zile și astăzi așa suntem de sfinți și de cuminți toți aici în biserică, că avem impresia că suntem cu adevărat transfigurați și puși într-o stare după voia lui Dumnezeu totală. Dar ce ziceți? Mâine nu ar trebui să avem aceeași stare? Săptămâna următoare nu ar trebui să avem aceeași stare? De ce credeți că a zis Pavel, Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească cunoștința slavei Lui pe fața Lui Iisus Hristos? Tocmai că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu trebuia să se oglindească noi și prin trăirea noastră, prin identificarea noastră cu Dumnezeu, toată slava, toată gloria și toată cinstea oamenii s-o poată da Domnului Iisus Hristos. Greșem care se fac la cina Domnului de multe ori. Împărtășirea și a veni la masa Domnului în chip nevrednic este o problemă care lasă de dorit. Știți, venim la masa Domnului și venim la masa Domnului poate fără să ne mărturisim. Ne mai mărturisim atunci când suntem la botez sau dacă trebuie să ne facă frații ungerea că suntem bolnavi, atunci știi frate, am făcut și asta, am făcut și asta și nu odată se întâmplă că ajunge păstorul acasă, a și făcut ungerea și rugăciunea și primește telefon. Mi-am adus aminte că am mai făcut și fapta cu tare. Când ne mărturisim, când avem cuțitul la os, fraților, ori de câte ori n-am biruit păcatul și ori de câte ori în viața noastră există păcat, trebuie să ne mărturisim. Nu odată am spus la stăruință și o spun și membrilor, și tinerilor, și o spun și păstorilor, și îmi spun și mie și tuturor. Sunt situații când trebuie să ne mărturisim. Dacă eu cu un adversar mă lupt și sunt mai tare ca el și l-am biruit, atunci nu-i cer ajutorul. Dar dacă eu simt că el mă biruie și eu sunt mai slab, atunci cer ajutorul cuiva. Asta se întâmplă la mărturisire. Păcatul care l-am biruit și l-am lăsat în urmă nu trebuie mărturisit. Dar dacă sunt păcate în viața mea și n-am reușit să scap, există clevetire, există bârfă, există un pic de minciună, există răutate și n-am reușit să mă las la o parte, atunci mă mărturisesc. Și cel ce primește mărturisirea împreună cu mine se roagă ca Domnul să-mi facă eliberarea, mă ajută să biruiesc aceste vicii. La cina Domnului când vii, trebuie să ai starea de mărturisire completă făcută. Completă. E o greșeală extraordinară să stai la masa Domnului și să nu fii iertat. Să stai la masa Domnului și să nu fii într-o relație bună cu Dumnezeu. Dacă v-aș invita pe oricare la mine, sau dumneavoastră dacă m-ați invitat la masa dumneavoastră. Și între noi doi au fost probleme. N-ați pățit ca fratele ăla din Arad care a mers cu mine la masă și n-a putut să mănânce nimic? V-ați simțit în largul dumneavoastră să stați la masă cu stăpânul mesei care e în capul mesei și să știi că ai avut o discuție, o ceartă cu el și nu te-ai împăcat cu el? Eu m-am simțit foarte incomod. Credeți că Dumnezeu e mai prejos decât noi? Nu simțim nicio incomoditate? Unii vin la cina Domnului ca la un act simplu, ritualic, fără să privească cu credință la taina ce se ascunde aici. Nu mă întorc înapoi cu câteva luni când am vorbit despre taina euharistică. Fraților, aici e o taină. E o taină de care se leagă mântuirea noastră, de care se leagă creșterea noastră spirituală, de care se leagă puterea noastră. Imaginați-vă că dacă nu mâncăm pâine 3 zile, o săptămână, unde suntem? Care este nivelul puterii noastre? Unde este energia noastră? Unde este vraga noastră? S-au dus! Dar dacă nu ne identificăm cu Domnul și nu mâncăm din pâinea Domnului și nu stăm cu Domnul la masă, ce se întâmplă cu noi? După 2-3 luni de zile, un an, 2 ani sau chiar mai mult. Și avem persoane aici care poate nici de 5 sau de 10 ani ori lua cina Domnului. Când îi întreb, spun, asta e responsabilitatea mea, eu știu înaintea Domnului care mi-este starea. Și într-adevăr, bine zic, asta e responsabilitatea ta.
dar cu responsabilitatea asta o să te trezești într-o zi în pragul morții spirituale și în fața judecății lui Dumnezeu. N-aș vrea să venim la cina Domnului fără credință, dar nici n-aș vrea să ne socotim actul cinei Domnului, ci să venim la cina Domnului totdeauna cu credință de plină, să ne apropiem cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, e condiția din Evrei 10:22. Venim la cina Domnului și venim uneori la cina Domnului fără timp de rugăciune, fără timp de pregătire, venim exact așa cum merg alții în Vinerea Mare sau în Joia Mare să se cuminece. Nu-i nominalizeți că știți dumneavoastră. Credeți că e normal să se întâmple într-o biserică botezată cu Duhul Sfânt așa ceva? Credeți că ar mai fi scris Biblia frumoasele cuvinte inspirate, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce? Credeți că Duhul Sfânt i-ar fi spus la Pavel să scrie aceste cuvinte atunci? Nu putem veni oricum. La masa Domnului nu se poate veni oricum. Când te invită cineva la masă și tocmai îți aranjezi grădina, sap florile sau ceva, așa de acolo din grădină, plin de pământ, cum ești, ți-ai clătit mâinile și te duci că te-a invitat, nu știu cine te-a invitat la masă, vecinul de vis-a-vis sau un prieten, te duci la el la masă? Nu e așa că te duci, faci un duș, schimbi ținuta, îți iei o haină curată și te duci, că te duci la masă, invitat de cineva. Când te invită Dumnezeu la masă, așa, te duci ca în fiecare zi, fără să ții cont de nimic, e masa Domnului, e cina Domnului. Și se fac greșeli, se fac greșeli. Unii am impresia că au început să confunde masa Domnului cu masa lor de acasă, cu agapă care o dau cu prietenii împreună. Rețineți, e masa Domnului, e cina Domnului. Și sunt greșeli ce se fac uneori la cina Domnului. Participarea la cina Domnului trebuie deosebită. Participarea la masa Domnului trebuie deosebită complet de celelalte mese. Asta nu este o simplă părtășie. Asta nu este un obicei bisericesc. Este o condiție a vieții. Atunci când venim la cina Domnului, fără a ține cont de consecințele tratării cu ușurătate acestui act, ne întâlnim cu ce scrie în versetul 30 din textul care l-am citit. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. În anii de slujire am fost martori când la cina Domnului Domnul a făcut vindecări. În anii de slujire am fost martori când la cina Domnului Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. În anii de slujire am fost martor când la lucrarea aceasta și în cadrul acestei lucrări deosebite, Domnul a făcut lucrări deosebite. Dar trebuie să vă spun, fratele Mariș nu între noi, dar familia lui trăiește. Eu țin minte când cineva a venit la cina Domnului, după ce a avut o viață așa cum a avut-o, și fratele Mariș a venit și m-a întrebat, ce să facem? Uite, i-am spus acestui bărbat să nu ia cina și el zice că o ia pe răspunderea lui. Și știi ce am spus? Ce ai spus, frate Mariș? Că hotărârea i-am cu Dumnezeu, să-și rezolve problemele cu Dumnezeu. S-a împărțit cina Domnului, s-a dat azima și tot a fost în ordine. Eram în biserica veche, la ușa din spate. Și când s-a dus fratele Ranca sau fratele Pantea, nu mai știu care din ei, să-i dea rodul viței, a căzut acum la ușă jos, a făcut spume și așa a murit sub influența unui spirit străin. Pentru că a nesocotit în lucrarea sfântă, pentru că a trecut cu ușurătate peste tot ceea ce Dumnezeu cerea să fie privit cu sfințenie. Știți care era porunca în vechime? Dacă te apropiai să serbezi Paștele în mod necurat, știți care era rezultatul? Moartea, fraților! De aceea Pavel zice că la cina Domnului nu poți veni oricum, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm, că tratează cu ușurătate lucrările sfinte ale Domnului. Vedeți, Horton, unul dintre mari teologi, zicea că cine tratează și participă cu ușurință la această sărbătoare păcătuiește la fel ca cei ce îl răstignesc pe Hristos a doua oară. Suntem la cina Domnului și noi nu vrem să îl răstignim pe Domnul a doua oară.
Noi vrem să privim la Domnul ca la Cel ce s-a lăsat răstignit pentru noi toți. Îl venerăm și spunem că este Domnul vieții noastre, numele Lui e ca un drapel deasupra sărbătorii. Și cu El și împreună cu El vrem să mergem înainte până vom ajunge în cer și apoi o veșnicie întreagă să fim cu El. Greșeli care se fac la cina Domnului și care pot să coste. Când nu respectăm rânduiala cinei Domnului, când încercăm noi să ne stabilim rânduielile noastre și la masa Domnului să venim cu rânduieli proprii, din nou greșim. Rânduiala noastră este o rânduială pe care o știți, chiar dacă n-ar fi text biblic. Orice hotărâre a bisericii este lege pentru membrii ei. În Fapte 15, când s-au adunat apostolii, au zis, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Spune-o candidaților de botez când stau de vorbă cu ei că regulamentul bisericii este lege, chiar dacă n-ar avea niciun text biblic. Asta e hotărârea bisericii. Biserica e trupul Domnului Iisus. Noi am hotărât că la cina Domnului să venim într-o anumită zi. Să venim cu inimile stropite și curățite de orice păcat, cu trupul spălat cu apă curată. Dacă am avut probleme, am avut probleme în unele biserici de la țară, unde frații au crezut pe vremuri, în urmă cu 25-30 de ani, că pot veni la cina Domnului după ce ieșeau din graj de la animale. Și mi-am spus, fraților, nu se poate. Păi frate, dar la noi tot așa a fost, știi că noi creștem marhă, era vorba lor. Fraților, lăsați marhele, sculați-vă dimineața la 5 și rezolvați-vă problema marhelor. Dar când veniți în biserică, nu se poate să mirosiți a bălegar și a vacă. Nu vă cerniți să miroșiți a spray Rexona. Dar când vii din respect pentru lucrarea aceasta, trebuie să fii și cu trupul spălat cu apă curată, așa și scrie, citiți Evrei 10 cu 22. Inimile stropite și curățite de orice cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Când vii la cina Domnului, ești una cu cel de lângă tine, nu trebuie să te tragi 2 metri deoparte, că el nu s-a spălat și emană un miros insuportabil. La cina Domnului, noi toți suntem o pâine. Și după cum biserica este una singură, noi toți formăm o singură unitate numită pâine. Și pâinea care s-a pogorât din cerii, Domnul Iisus Hristos, mărit să fie El. În pâine sunt foarte multe boabe de grâu, spuneam atunci când am vorbit despre taina actului euharistic. Câte boabe de grâu sunt într-o pâine? Și ele se văd. Și se văd se vede deosebirea dintre ele, știți până când? Până când se macină. Când s-o amesteca făina, nu mai știi care e făina dintr-un bob și care din celălalt bob. După ce se moaie și se face aluatul, nici nu-ți dai seama câte boabe sunt acolo. Și când se coace pâinea și rumene și a trecut prin foc, are acel gust și acea aromă deosebită și ai uitat de boabe, privești la pâine. Când suntem la cina Domnului, uităm de boabe, uităm de noi, privim la biserică și Hristos privește la biserică. Dar ce-ar fi între boabele acelea? Să fie niște corpuri străine. Să vezi cum simt dacă numai un firicel de nisip este în pâine și brutarul nu este atent atunci, nu cerne făina, așa îl simți în gură când bagi bucata de pâine în gură sau dacă e un corp străin. În pâinea care s-a coborât din cer, în Domnul Iisus Hristos, în biserica lui Iisus Hristos, nicio impuritate nu are ce căuta. La cina Domnului nu venim oricum. Sunt greșeli pe care unii le fac. Atunci când vin la cina Domnului, eu mă rog Domnului să ne ajute la cina Lui, să privim cu credință în urmă și să înțelegem că Domnul când a instituit actul acesta a avut în vedere viața noastră, creșterea noastră spirituală, identificarea noastră cu El. Să privim în prezent și să vedem lucrările mari pe care Domnul le face prin actul acesta. Și am spus, am văzut situații când la cina Domnului a făcut și vindecări, am văzut situații când Domnul a botezat și cu Duhul Sfânt la cina Domnului și privim în viitor și înțelegem că participând cu Domnul la cina Domnului, aici vom participa cu El și la masa cerească. Amin.